avut o amendă în valoare de 2000 de lei la o grădiniță din mediul urban pentru nerespectarea numărului maxim de copii, de copii admiși la o grupă, pentru o grupă. Grădinița... Da, spuneți. Da, despre ea e vorba. Da, care a avut. Despre Prichindelu? Păi am găsit... Da, pentru... Deci amenda a fost dată pentru supraaglomerarea grădiniței. Deci nerespectarea numărului de maxim de copii dintr-o grupă. Asta a fost motivul pentru care au primit amenda. Au mai fost aplicate sancțiuni de genul acesta? De când sunt eu, nu mă amintesc. E prima, nu? E prima, da. Pentru acest motiv, la unitate de învățământ preșcolar. De obicei se dădeau avertismente? Nu știu ce a fost înainte, să vă spun. Poate s-ar fi putut așa avertismente, dar era prea... Aici era... Aici e mult prea aglomerat grădinița, da, da, da. Deci și pe general numărul total de copii din grădiniță depășește, e cam aproape două ori mai mult decât norme. La grădinița Prichindel din Burdujeni sunt înscriși 420 de copii. Sunt și câte 37 de copii în grupă care dorm câte doi în pat. Conform normativelor, într-o grupă ar trebui să fie cel mult 20 de copii. În octombrie, 5 copii de la Prichindel au fost diagnosticați cu meningită acută virală.